Primăria Giroc anunță că în perioada 16-18 septembrie, începând cu ora atât în comună cât și în Chișoda, vor avea loc acțiuni de deparazitare cu mijloace terestre în scopul combaterii căpușelor. Rugăm cetățenii să evite accesul în parcuri și în locurile de joacă în datele și orele menționate, transmite reprezentanții primăriei Giroc. Substanța folosită este autorizată de Ministerul Sănătății prin Comisia Națională de Biocide. În caz de condiții meteo nefavorabile, lucrările de deparazitare se vor reprograma.